Mai multe avioane de hârtie au zburat astăzi prin Parcul de Marmură în cadrul unei acțiuni organizate de Biblioteca Județeană. Au participat elevi de toate vârstele, iubitori de poezie. Copiii au mers de dimineață la bibliotecă, au citit poezii, iar poezia care le-a plăcut cel mai mult au trecut-o pe o foaie de hârtie, care s-a transformat apoi în avion și și-a luat zborul. Poeziile care au zburat cel mai departe au fost citite apoi în fața tuturor participanților. Toni, cu 564 de centimetri, bravo Toni! Câștigătorul nostru, îl invităm să ne citească poezia cu voce tare, frumos. Hai să vedem care e cea mai spurătoare poezie. Ce te lege, de Mihai Eminescu. Ce te lege, codule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ. De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul îl rărește. Bate vântul frunza îndungă, cântăreții mi-alungă. Bate vântul dintr-o parte, iar n-ai aici, dar ai departe. Bravo, Toni! Ei, să vedem locul 2! Ai aplauze, aplauze, că merită, merită! Să vedem cea de-a doua poezie spurătoare, Eliza cu 485 de centimetri. Bravo, Eliza! Te rog frumos, despliază-ți avionul și citește-ne poezia. Ia să vedem poezia preferată a Elizei. Iarna de Vasile Alexandrii. Din văzduh cumplita iarnă, cerne norii de zăpadă, nu-și troiene călătoare adunate în cer grămadă. Fugi zbor, plutesc în aer, ca un roi de fluturi albi, răspândind fiori de gheață pe ai țării umerdari. Bravo, Eliza! Ia să vedem pe locul 3, pe locul 3. Cu 396 de centimetri, Carina! Hai, Carina, citește-ne poezia ta preferată. E, așa? Cum aveți dacă te-ai pliat așa de bine avionul? Ia de una în nouă ce poezie ai scris tu. Hora Ardeleanului. Și ia să auzim Hora Ardeleanului cum sună. Hai să dăm mână cu mână cei cu inimă română. Să învârtim la frăției pe pământul României. Au sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății. Tot creștinul verește, România tinerește. Ardelean copil de munte. Ia ridic acum ce-a frunte și îl suflă de mântrie că-mi ies eu de România. Ardelean lumea vede, România noi se încrede, că-s de acum român în lume, a fi vrednic de asa în lume. Ura frate în fericire, ura frate într-o unire, să învârtim ora frăciei pe pământul României. Bravo! Splendid! Stai puțin să vedem cea mai leneșă poezie. Cea mai leneșă poezie. Ana, cu 174 de centimetri, ne citești, ne spui poezia pe care o ai acolo pe foiță. Nu știi. Cine citește poezia Anei? Hai, Radu, te rog frumos, pentru că Ana încă n-a învățat să citească, pentru că e prea mică. Uite, Radu, frățiorul ei, o să o salveze de data asta. Prima lecție, de Alexandru Vlăcuță. Încolțișorul ei stăpâna pe un zdrav de jucării stricate, din joc din mioare, că-și face patcuri și parate. Vorbește dute cu păpușa, cu fericite să am două, ca să că s-a putut din veci nimicul. Bravo! Acum, Radu, tu, pe tine te iertăm că n-ai scris tu acolo și n-ai înțeles prea bine scrisul. Ce ziceți? V-a plăcut aventura noastră aviatoare? Da! Mai încercăm și altă dată să vedem cea mai zburătoare poezie? Da! Mai încercăm și alte feluri de avioane? Da! Ne vedem săptămâna viitoare? Da! Bravo!